Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În această săptămână, astrele îți recomandă să acorzi prioritatea pentru eliminarea problemelor familiei, în special dacă o căsătorie sau romantismul este pe punctul de a se rupe. Dacă ești singur, ar trebui să înțelegi motivele absenței unui partener. Este posibil ca o persoană din trecut să apară în viața ta, iar o întâlnire cu el îți poate cauza o mare tulburare. În timp ce decizi cum să scapi de această persoană, poate să apară o crăpătură în actuala ta dragoste. Într-un cuvânt, vor fi destule probleme în jurul tău, fiecare dintre ele va trebui rezolvată fără întârziere. Începând cu 12 august, Jupiter intră în mers direct și Uranus în mers retrograd. De fiecare dată când o planetă cu mișcare lentă schimbă direcția de mers, ceva din viața ta se schimbă. Pe 12 august nu avem una, ci două schimbări planetare de direcție. Te poți aștepta la o răsucire bruscă a soartei, ceva neașteptat îți poate veni în cale, poți afla ceva despre care ai crezut că nu este adevărat. Dar când o ușă se închide, se deschide alta și pariez că îți va plăcea tipul de ușă pe care o deschide Jupiter. Pe 14 august, Venus se va alătura soarelui la 21 de grade în leu. Suntem la jumătatea drumului prin ciclul venusian. Acum Venus se aruncă din nou în brațele soarelui, dar de data aceasta dintr-un alt motiv, iar acesta este iubirea de sine. La 15 august avem o lună plină în vărsător, strâns opusă lui Venus. Momentan, Venus este unită cu Soarele, ceea ce înseamnă că nu deții valorile, ci valorile te dețin. Dacă leul este inima, vărsătorul este mintea. Ca pe orice lună plină vei lucra pe ambele părți ale personalității tale. Pe de o parte, ai valorile tale, acele lucruri de care ai grijă, indiferent de ce. Pe de altă parte, luna plină vine să lumineze cu adevăr superior și pune lucrurile în perspectivă. Inima leului fără mintea vărsătorului este nesăbuită, iar mintea vărsătorului fără inima leului este periculoasă și crudă. Dar când reușești să echilibrezi inima și mintea împreună, ești de neoprit. Vineri 16 august Mercur se va confrunta cu Uranus oricât de deschis ai fi, te vei opune schimbărilor chiar dacă ai multă energie mutabilă în astrograma natală. Și dacă există o planetă care dorește schimbare cu orice preț, acesta este Uranus. Aspectul dintre Mercur și Uranus în semn fix este unul dintre tranzitele încăpățânate. Mercur îți guvernează gândurile, dar nu le confunda cu credințele tale, care sunt guvernate de Jupiter. Gândurile tale sunt mai ușor de schimbat datorită unui proces numit plasticitatea creierului. Acest aspect este oportunitatea ta de a schimba ceva despre felul în care vezi lumea. Crieți gândurile, exersează logica sau poartă o dezbatere sănătoasă cu un prieten. Ideea este să-ți conștientizezi gândurile și locul de unde provine rezistența față de schimbare pe 18 august Marte intră în Fecioara. Schimbarea de energie va fi palpabilă și reală. Dacă leul a aprins un foc în inima ta, acum ești gata să faci ceva în acest sens. Și nu există niciun semn mai bun decât fecioara care să te ajute să transformi acest foc creativ în ceva de valoare, în ceva de care și ceilalți pot beneficia. La sfârșitul horoscopului, după Zodea Pești, s-a pregătit lista principalelor festivaluri și sărbători din această săptămână. Acum, hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale Zodeacului. Berbec! În această săptămână nu ai voie să-ți neglijezi propria sănătate. Dacă te simți rău, în orice caz, nu aștepta să treacă de la sine. Nu va trece, ci se va transforma într-o boală gravă. Pentru a evita acest lucru, fă timp în programul încărcat pentru a vizita un specialist medical competent. În general, săptămâna aceasta nu vei avea probleme majore. Ocazional, căsătoria ta pașnică și armonioasă va avea parte de mici dispute casnice, dar tu și cealaltă jumătate vei găsi modalități de a le stinge chiar de la început. Pentru a reuși din punct de vedere financiar, trebuie să depui mult efort. Cu toate acestea, situația se va complica prin faptul că acum nu ai multă energie. Prin urmare, în activitățile legate de efort fizic, săptămâna aceasta nu va aduce fructele așteptate. Trebuie să transferi sarcinile și să te angajezi în activitatea mentală sau muncă mecanizată. Dorești să câștigi bani în plus? Caută un angajator! În această săptămână vei putea obține rezultate bune în tot ceea ce ține de inovație și creativitate. Există o șansă de a-ți consolida autoritatea publică sau de a câștiga popularitate în cadrul unui grup. La mijlocul săptămânii poți primi o invitație pentru o sărbătoare. Pregătește-te minuțios pentru aceasta, acordă atenție la coafură, cadou și ținută vestimentară. Poți să fii sigură că ar trebui să folosești această perspectivă în procesul noilor cuceriri. Poate că partenerul ideal este persoana la care inițial nu ai acordat prea multă atenție. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur Vei petrece săptămâna aceasta într-o stare de criză creativă acută. Dacă munca ta este direct legată de creativitate, nu te aștepta că vei putea stoarce ceva demn de o recompensă. Singurul mod în care te poți reînscrie pe pista creativă este o odihnă completă petrecută de parte de casă. Simte-te liberă să te pregătești, să călătorești și să nu alegi ruta pe care o folosești constant, este important ca în această săptămână să te înconjori cu noi fețe, peisaje necunoscute și evenimente neobișnuite pentru tine. Acest lucru te va ajuta să înțelegi că viața nu este atât de monotonă pe cât pare. Începând de luni îți va crește treptat nivelul energiei vitale. Cu toate acestea, procesul este destul de lent, așa că economisește-ți puterea și încearcă să rămâi calmă. Astrele îți recomandă să aloci timp sporturilor legere, plimbărilor lungi pe jos și efortului fizic moderat în gospodărie. Ai grijă la mediul înconjurător, fii atentă mai ales când intră în contact cu apa și alte lichide. La sfârșitul săptămânii, între 17 și 18 august, acordă o atenție sporită siguranței. Săptămâna aceasta poate izbucni conflictul la serviciu. Dacă adevărul este de partea adversarului tău, fii capabilă să-l recunoști și asigură-te că scuzele tale sunt auzite. În zilele următoare nu trebuie să urmezi orbește recomandările unui blogger sau ale unei reviste de modă. În alegerea stilului tău, ai în vedere doar propriile preferințe precum și pe comoditatea unei anumite ținute. Săptămâna aceasta norocul te va însoți dacă decizi să găsești un nou hobby. Este posibil ca acesta să fie destul de promițător și în viitor să câștigi bani buni. În weekend, astrele îți recomandă lectura. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemen, în această săptămână vei abandona complet guana. Cu multă plăcere îți vei îndeplini datoria oficială, hotărând că există multe momente plăcute în sarciunele tale. În zilele următoare vei arăta aceeași atitudine loială față de sfera atașamentelor tale de dragoste. Vei analiza încă o dată romanul tău actual și vei decide că există o persoană demnă lângă tine, care îți poate oferi fericire reală. De îndată ce te vei forța să crezi că viața ta este aproape de ideal, realitatea ta va scânteia cu culori strălucitoare și vei putea găsi echilibrul interior. Toată săptămâna îți poți dezvolta în siguranță talentele creative. Dacă lucrezi în domenii direct legate de estetică și creativitate, vei simți un entuziasm deosebit. Principalul lucru este să nu pierzi momentul. De exemplu, tu ai mâini de aur și ai de asemenea abilități de a scrie. Prin urmare, ar trebui să încerci singurică în aceste domenii. Din punct de vedere material, perioada este destul de prosperă, dar joi este posibilă o investiție nereușită a fondurilor. Pentru a evita dezamăgirea, încearcă să faci economii rezonabile. Nu permite depresii și pesimismului să te facă să arunci o privire sceptică asupra lumii din în jurul tău. Este posibil ca unii dintre cei mai buni prieteni sau parteneri să-ți solicite sfaturi și ajutor. Având grijă de altcineva, va exista șansa de a-ți readuce starea de spirit la nota obișnuită. În zilele următoare merită să faci reforme între pereții casei, să discuți despre o întrebare picantă cu un partener sau să te gândești la continuarea cursei. Dacă ești mai în vârstă, nu vei fi prea îngăduitoare cu cei care încă mai copilăresc. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac Săptămâna aceasta îți va fi foarte dificil să-ți ordonezi corect gândurile. Vei avea o mulțime de idei proaspete despre viitorul care carierei tale și despre cum ar trebui să fie căsătoria ta. Din păcate, aceste planuri sunt destinate să rămână doar la stadiul de teorie divorțată complet de realitate. Nu vei găsi ocazia de a-ți transmite ideile altora. Venitul tău este direct legat de activitate și dedicare. Datorită acestui fapt poți crește cu succes ca profesionist, câștigi respect între colegi și te poți mândri cu o creștere remarcabilă în carieră. Dar ține cont, pentru a obține o poziție financiară ridicată, va trebui să te lupți pentru un loc în soare. Există mulți concurenți și sunt hotărâți. Cea mai bună tactică a săptămânii este să acționezi conform planului și să nu reacționezi excesiv emoțional la mașinațiile la invidioșilor. Săptămâna asta riști să te confuzi cu mulțimea. Pierderea individualității naturale poate apărea din vina unei persoane autoritare sub a cărei conducerea va trebui să lucrezi. Poate că situația descrisă va apărea în procesul de petrecere a timpului liber. De exemplu, o persoană va apărea lângă tine în prezența căreia este imposibil să trăiești după propriile tale reguli. Printre evenimentele plăcute se numără realizările noi ale copiilor, o nouă cunoștință interesantă, o victorie asupra unei boli recente, mai multe călătorii interesante, o achiziție care poate fi făcută la un preț foarte favorabil. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, săptămâna aceasta nu are evenimente extrem de importante. Viața ta va continua ca de obicei, iar acest scenariu monoton de casă, muncă, prieteni, rețele sociale Ți se va potrivi complet. Vei începe să observi din ce în ce mai mult că respingerea ambițiilor înalte ți-a adus pace și stabilitate în calea ta obișnuită. Vei putea să te relaxezi în trup și spirit, dar mai aproape de weekend vei reveni la întrebările tale eterne. Vei începe să reflectezi asupra modului în care îți poți crește veniturile și cum să îți faci viața de familie mai armonioasă. Nu vei găsi încă răspunsul și, prin urmare, vei decide să te mulțumești cu ceea ce ai. Pentru tine vine acum o perioadă de acumulare de energie. Prin urmare, este foarte important să fii atentă la alimentația corespunzătoare, să nu fie condimentată și să nu te enervezi pentru fleacuri. Ar trebui să-ți amintești că în acest moment un metabolism bun îți afectează în mod direct starea de bine. Toată săptămâna vei avea o rată de reacție redusă, așa că încearcă să eviți efortul fizic activ, chiar și condusul mașinii. Ceea ce ți este util este o plimbare lungă. Astrele îți recomandă să te relaxezi. Uite de leul sălbatic și lasă-l să arate cum poate apărea viața personală, bunăstarea persoanelor dragi sau proprietatea privată. Săptămâna aceasta nu este prevăzută nicio luptă, ci o relaxare de plină. Cel mai probabil vei decide să stai departe de agitația orașului. Și din nou amintește de leul sălbatic. Lasă-l să alerge în spațiul liber nu te opri de la niciun fel de interdicție. De exemplu, să faci o bătaie cu apă la soare, să nu fii jenată de nuditatea ta, să dansezi în jurul focului sau să mănânci direct cu mâinile. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, în această săptămână vei demonstra o abordare foarte serioasă a îndatoririlor tale profesionale. Atâta timp cât majoritatea colegilor tăi se bucură de absența unei autorități superioare, vei continua să lucrezi cu sârguință. Mai mult, nu vei înceta să-ți chem colegii nepăsători pentru a-i dirija la serviciu. Drept urmare, vor începe să te considere o plictisitoare, dar vor asculta în continuare părerea ta. Viața personală în zilele următoare va fi extrem de firavă în evenimente memorabile. Vei continua să ai grijă de persoana care îți place, dar inima lui va fi în continuare ca o fortăreață impenetrabilă. Săptămâna care încheie vara pentru tine va fi favorabilă din punct de vedere al întâlnirilor promițătoare. Stelele prevăd mai multe călătorii. Pentru tine va începe o perioadă de aventură, iar ideile vor fi în mod clar nefuncționale. Bunăstarea îți va fi oferită de interacțiunea cu ceilalți și activitățile intelectuale. Vineri este posibilă epuizarea nervoasă. La sfârșitul săptămânii, între 17 și 18 august, acordă atenție stării sistemului nervos. Nu umple capul cu informații inutile și nu face mai multe lucruri în același timp. Cu toate acestea, săptămâna aceasta te așteaptă o surpriză plăcută. Poate fi vorba despre un cadou valoros care va fi prezentat de membrii mai în vârstă ai familiei sau de o persoană care visează să devină a doua jumătate. Află cum să trăiești fără să îți faci griji pentru fleacuri și fără să încerci să găsești părți negative în fiecare eveniment bun. În zilele următoare este recomandat să faci cumpărături, să planifici vacanțe, să organizezi relocarea într-un alt domiciliu, să discuți soarta unei rude mai tinere sau să te ocupi de nașterea cuiva nou venit în familie. Dacă simți că o boală începe, nu este recomandat să te angajezi în autotratament. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Poți face cunoștință cu o exacerbare a bolelor cronice în această săptămână. Este posibil să fii nevoită să-ți petreci ziua de miercuri culcată în pat, iar această ședere neplanificată te va ajuta să te relaxezi pe deplin. Vei avea parte de o noapte de somn bună, vei avea timp să urmărești în sfârșit o capodoperă cinematografică pentru care ți-a lipsit întotdeauna timpul liber și vei începe de asemenea o corespondență romantică pe internet. Comunicând cu un interlocutor invizibil, vei încerca să păstrezi secretul față de cineva care toate zilele acestea te va deranja cu grijă neobișnuită. Unul dintre cele mai importante obiective ale tale pentru săptămâna curentă este să câștigi mai mulți bani. Considera că dacă dorești să cumperi orice lucru, chiar dacă nu cel mai util, dar plăcut sufletului, nu trebuie să oprești această plăcere. Dacă ești implicată în comerț, sfera informațională și predare, vei atinge performanțe mari. Vei fi rezolvat cu succes cazurile care implică semnarea contractelor, salariile, călătoriile de afaceri, precum și o serie de probleme legale. Astrele nu îți recomandă să riști economiile familiei. Poate că, în acest moment, conceptul de risc include chiar și o achiziție potențială. De exemplu, achiziția de obiecte casnice cu proveniență dubioasă. Fă achiziția doar dacă nu provoacă îndoieli. În următoarele zile poți termina cu succes treburile asociate construcției sau reparației în casă. Dacă ai plănuit de mult timp să vizitezi un muzeu, un teatru sau o mănăstire, astrele promit să-ți îndeplinească dorința. Nu uita să faci fotografii cu tot ceea ce pare interesant. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, Astrele spun că săptămâna aceasta vei schimba ceva mare în spațiul tău personal de locuit. Vei înceta să-ți aranjezi decorul obișnuit imediat după ce vei merge să-ți vizitezi un vechi prieten. Vei fi surprinsă de cât de plină de gust a fost când aceasta persoană a creat confort și eleganță. Vei decide să repeți acest succes, iar cealaltă jumătate va fi de acord să te ajute în această problemă. Într-un cuvânt, pentru următoarele zile, casa ta se va transforma într-un proiect de construcție pe scară largă și îți va fi dificil să menții o atitudine emoțională normală în timp ce toate lucrurile sunt într-o ordine haotică. Trebuie să acorzi atenția la prevenirea bolilor sistemului respirator, în special a plămânilor. Fumul de tutun și lipsa de aer proaspăt sunt în detrimentul stării tale. În dietă, în cursul săptămânii, vor exista un număr mare de produse dulci de patiserie și cofetărie. Ai grijă de partea superioară a corpului, vânătăile mâinilor, claviculei sau pieptului nu sunt excluse. Începând de joi nu te ocupa prea mult cu munca mentală și evită emoțiile negative. În final săptămâna aceasta te așteaptă o dilemă dificilă. Poate că te vei gândi la o mișcare, poate că va trebui să decizi dacă vei renunța la poziția actuală acceptând o ofertă promițătoare de la un angajator necunoscut. Acestea sunt doar exemple de cât de importante și de ușoare poate fi o întrebare. Nu ignora sfaturile generației mai vechi. În această săptămână poți efectua orice experimente în domeniul sentimentelor. Principalul lucru este ca acestea să fie susținute de partener în relație. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, Săptămâna aceasta ți este destinată să supraviețuiești unui conflict major cu colegii. Compania ta va întocmi o listă neagră, iar fiecare dintre angajați va fi la doar un pas de concediere. Vei încerca cu disperare să menții pozițiile ocupate anterior și în acest scop, în munca ta, va începe o luptă competitivă interminabilă. Mijloacele cele mai nevrednice, calomnia, șantajul, bârfa, vor fi puse în mișcare. În consecință, te vei obosi să suporți toate aceste jocuri în culise și, privind fața colegilor tăi imoral, vei exprima tot ceea ce crezi despre ei, apoi scrii o scrisoare de demisie. Astfel te vei ocupa de soluționarea problemelor familiale și gospodărești. Planetele spun că această perioadă a anului este favorabilă pentru reparații mici, precum și pentru achiziționarea de articole interioare. Dacă lucrezi în serviciu oficial, vei avea greutăți, te vei rupe literalmente între casă și muncă. Nu trăi în iluzii, privește lucrurile cu adevărat. În caz contrar, riști să provoci conflicte în familie. Săptămâna aceasta pentru a comunica cu un interlocutor va fi destul de dificil. Nu poate fi exclus faptul că viitorul afacerii tale sau soarta poziției actuale vor depinde de interlocutorii tăi. Este foarte important să câștigi peste acești oameni de partea ta, ce ce va avea ca și consecință restabilirea unei atmosfere normale în interiorul cuibului de acasă. Nu-ți fie teamă să faci concesii persoanei iubite. În weekend poate avea loc o călătorie care îți va permite să uzi de treburile nerezolvate și îți va oferi impresii de neuitat. Abține-te de la gustări cu mâncare discutabilă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn pentru tine, săptămâna aceasta, fericirea celei de-a doua jumătăți va fi cea mai importantă. Partenerul tău de căsătorie va intra într-o fază dificilă a vieții sale. O mare problemă oficială va cădea asupra lui, iar jumătatea ta va înceta practic să te mulțumească cu zâmbetul său radiant. O mare problemă oficială va cădea asupra lui, iar jumătatea ta va înceta practic să te mulțumească cu zâmbetul său radeant. Pentru a întoarce bună dispoziția persoanei dragi, îți vei lua câteva ore neplanificate și îl vei convinge să-și ia timpul liber de la serviciu. Apoi veți merge într-o călătorie romantică pe un traseu foarte interesant. Timpul petrecut de partea de probleme va avea un efect vindecător asupra partenerului tău. În această săptămână, stabilitatea ta financiară va depinde de gradul de implicare în fluxul de muncă. Poți crește veniturile datorită capacității de a prelucra cantități mari de informații, de a preda sau de a te implica în activități sociale. Dacă deții orice embarcațiune, poți câștiga bani buni cu acesta. Atenție însă că poți fi risipitoare, poți cheltui serios la cumpărături și pentru diverse distracții. Vei avea nevoie de bani pentru întreținerea casei sau pentru plata facturilor de utilități. Poți observa o atitudine negativă din partea unei persoane apropiate. Poate că partenerul tău va începe să fie capricios sau rudele mai în vârstă vor refuza să-ți susțină financiar ideile. Nu exacerba atmosfera dificilă de acasă cu agresiune reciprocă este necesar să acorzi atenția asupra treburilor care contribuie la restabilirea echilibrului emoțional. Alegerea este diversă, creativitate, hobby-uri preferate, excursii pe plajă, yoga, meditație, sport. Poate că adevărata revenirea a ta va fi din nou de lucru. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător, în această săptămână, în sfârșit, vei putea scăpa de dificultățile financiare de lungă durată. Vei obține o nouă sursă de venit și te va ajuta să acoperi rapid toate facturile restante. În timp ce lucrezi pentru bani, economisind cumva lipsa banilor, viața personală va fi acoperită de praf. A doua jumătate a ta pe care ai promis că o vei înconjura cu atenție și grijă va începe să bănuiască cu adevărat că ai devenit complet neinteresată. Partenerul tău nu știe că tu ai o boală cardiacă congenitală. Vei avea o conversație dificilă în timpul căreia vei fi obligată să aduci dovezi irefutabile ale iubirii și loialității tale. În general, săptămâna ți este favorabilă, iar starea de sănătate nu provoacă îngrijorări. Cu toate acestea, dacă ai boli cronice sau ereditare, te poți simți rău. Acum ai nevoie de o odihnă, cel mai bine este să ieși în oraș. Fii atentă la dietă și salvează sistemul circulator. De luni până miercuri nu bea alcool și nu mânca alimente suspecte. Chiar dacă e greu, încearcă mai bine să gătești singura. Chiar dacă decizi să ieși din oraș, nu ar trebui să cheltui mai mult decât permite bugetul familiei. Abține-te de la datorii noi și, de asemenea, încearcă să excluzi din programul fiecare zile tot ceea ce nu permite dezvoltarea, aici mă refer în mod special la telecomandă și canapea. Contactele cu persoane care au reușit să își construiască cu succes o afacere, cele care au atins culmele carierei sau au găsit adevărata fericire a familiei, sunt binevenite. Dar nu încerca invidia, încearcă gustul admirației. Astrele îți recomandă să acorzi atenție și preferința activităților de agrement urban. Este recomandat să preferi o plimbare cu bicicleta sau o excursie pe plajă decât o altă petrecere într-un spațiu închis. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești nu ar trebui să încep noi afaceri și proiecte în această săptămână. Până acum, norocul ți-a amintit foarte rar existența. Prin urmare, tot ceea ce atașezi la operele titanice este puțin probabil să te termine cu succes. Nu ar trebui să încep noi afaceri și proiecte în această săptămână. Până acum, norocul ți-a amintit foarte rar existența, prin urmare, tot ceea ce atașezi la operele titanice este puțin probabil să se termine cu succes. Cel mai corect mod este să-ți petreci aceste zile obținând educație suplimentară. Acest lucru te va ajuta prin cursuri speciale și numeroase webinarii. Joi va exista riscul de a încheia o relație promițătoare, mai mult totul din inițiativa personală. Nu te grăbi să iei decizii, nu trebuie să te lași condusă de emoții. Trebuie să mergi mai des printre oameni, să participi la teatre, muzee, premierea. Începând de joi este un moment minunat pentru a învăța. Îți va fi probabil pe plac vizita cuiva. Poate că oaspetele va rămâne câteva zile, ceea ce îți va provoca anumite ajustări la zilele gri. Există mai multe evenimente interesante, mulți cunoscuți, noi și achiziții spontane. Dacă încă mai visezi la iubirea adevărată, ar trebui să dai seama de atenție unui prieten de sex opus. Dacă ai o familie, ar trebui să reflectezi în particular de ce căsătoria sau romantismul și-a pierdut noutatea din senzații și acum să elimini aceste cauze. În weekend există șanse mari de a avea o tulburare alimentară. Weekendul ar trebui să-l petreci în mediul membrelor familiei apropiate. O călătorie comună la un picnic sau la o mănăstire te va ajuta să depășești toate dezacordurile care umbresc regulat atmosfera ta de familie. Săptămâna este perfectă pentru confidențialitatea cuplului. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!